sărbătorim ziua eroilor români căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și închisori din toate timpurile. Unii dintre ei au murit când totul pe pământ părea deznădejde, când înfrângerea și întunericul era singura lor viziune despre viață. Alții au avut norocul să vadă o rază de lumină. Acum sunt morți. Liniștea și pacea s-a așternut peste mormintele lor. Între ei și noi s-a creat o barieră pe care noi nu o putem trece, nici noi, nici ei. Inimile lor nu mai pot participa alături de inimile noastre la bucurile și necazurile pe care ne le oferă viața. Ei nu-și mai pot povesti faptele lor de eroism. De aceea, este de datoria noastră să săpăm în piatră sacră numele lor, să povestim faptele lor de vitejie, să facem din mormintele lor adevărate grădini cu flori, în dreptul cărora soarele în drumul lui pe cer să încetinească, iar trilul păsărilor să cânte neîncetat. Vorbim despre morminte, deși suntem la o troiță. Pentru odihna sufletelor adormiților, rubilor Dumnezeu, eroi ai satului acestuia care acum se pomenesc, Moișanu Ion, mor pentru patrie. Gafița Gheorghe, mor pentru patrie. A preotesei Mercurii, mor pentru patrie. A Petrii Constantin, mor pentru patrie. A Maximesei Ioan, mor pentru patrie. Băieșu Gheorghe, mor pentru patrie. Băieșu Ioan, mor pentru patrie. Bulat Gheorghe, mor pentru patrie. Cosmescu Vasile, mor pentru patrie. Dochița Ioan, mor pentru patrie. Gagea Dumitru, mor pentru patrie. Gavriloaia Toader, mor pentru patrie. Lazar Vasile, mor pentru patrie. A Gavriloaie Tănase, mor pentru patrie. Ștefănoaia Ioan, mor pentru patrie. Ștefănoaia Constantin, mor pentru patrie. A Petrii Constantin, mor pentru patrie. Gavriloaie Neculai, mor pentru patrie. Gavriloaia Floria, mor pentru patrie. Gavriloaia Toader, mor pentru patrie. Domegea Constantin, mor pentru patrie. Macovei Vasile, mor pentru patrie. Macovei Gheorghe, mor pentru patrie. Grădinaru Gheorghe, mor pentru patrie. Macovei Gheorghe, mor pentru patrie. Constantinescu Vasile, mor pentru patrie. Brânzaru Gheorghe, mor pentru patrie. Macovei Aurel, mor pentru patrie. Cu tot neamul lor și adormiți și adormiți robii lui Dumnezeu. Domnul colonel Niga, domnul maestru principal Davidel, stimați ofițeri și subofițeri din Timișoara, de la școala de subofițeri din Fălticeni, de la ISU Fălticeni, dragi polițiști, domnul șef de post, domnule director, domnul profesor, dragi elevi și dragi concetățeni. Este o onoare pentru noi, an de an, să venim de înălțare, să aducem un omagiu pios pentru cei care s-au jertfit, ca noi astăzi să fim în liniște și pace. Eu felicit cetățenii din Sasca Mare, felicit școala pentru programul care an de an noi îl desfășurăm la Monumentul Eroilor și așa ceva mai rar se întâmplă în alte comunități. Este o cinste și o mândrie pentru noi și așa cum v-am obișnuit, în fiecare an venim și ne plecăm capul în fața troiței și a jertfei eroilor noștri și cât de curând o să avem o troiță mult mai frumoasă. Suntem în tratative să aducem monument din piatră, tocmai din Republica Moldova. Sperăm ca la anul să avem o troiță după dragostea noastră pe care o arătăm față de eroii noștri. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos s-a înălțat! Trebuie să felicităm pe toți cei care
au venit tocmai de la Timișoara, e vorba de scorpionii galbeni, școala de jandarmi de suboficeri de la Fălticeni, pompierii de la Fălticeni, domnul colonel Niga, președintele cultului eroilor, domnul Davidel Dumitru Vicile, președinte a cultului eroilor pe județul Suceava. Să mulțumim și domnului colonel Frijan, fiul satului dumneavoastră. Participă la această activitate celor care s-au ostenit și au venit de departe. Mulțumesc domnului primar că, de deosebire de alte locuri, de ani de zile la comuna Cornulunce venim și sărbătorim memoria acestor eroi. În încheiere aș vrea să pun ceva care am văzut scris pe un monument în Ardeal. Scrie așa: trecătorile tânări sau vâslini, ori de câte ori vei trece pe aceste meleaguri și vei găsi o cruce, pe a cărui piatră sunt sculptate nume de eroi, oprește-te o clipă, întoarce-te și gândește-te că fără jertfa lor, astăzi nu am putea fi liber, nu am putea respira apa, aerul și pământul. Vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce faceți, pentru cinstirea memoriei eroilor satului și în același timp înglobăm pe eroii României. Vă mulțumesc!